Tone întregi de alimente ce puteau ajunge pe mesele constanțenilor au fost retrase de pe piață de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. După ce au verificat 91 de obiective, inspectorii au identificat mii de produse neconforme. Peste 7 tone de carne și produse din carne, peste 2 tone de lapte și produse lactate, o tonă și jumătate de pește și produse din pește, precum și mii de ouă au fost retrase de la vânzare. Valoarea totală a produselor confiscate de inspectori s-a ridicat la aproximativ 110.000 de lei. Toată marfa retrasă de pe piață a fost transportată către unitățile de neutralizare și a fost distrusă prin incinerare. În cazul în care produsele ar fi ajuns la consum, ar fi existat riscul de îmbolnăvire a populației.